Biroul electoral județean a anunțat rezultatele finale ale alegerilor europarlamentare în județul Suceava. Alianța PSD-UNEPR-PC a obținut 63.966 de voturi, reprezentând 40,12% din totalul voturilor exprimate. Pe locul al doilea, în opțiunea alegătorilor, se regăsește Partidul Democrat Liberal, care a obținut 36.773 de voturi, adică 23,06% din total. Partidul Național Liberal a obținut un scor de 9,77%, fiind votat de 15.579 de persoane. Independentul Mircea Diaconu a fost ales de 10.089 de suceveni, 6,32% din totalul voturilor exprimate. Partidul Mișcarea Populară a strâns 7.141 de voturi, reprezentând 4,47% din total. În municipiul Suceava, PSD a obținut 32%, iar PDL 20%. Marea surpriză în Suceava a fost faptul că independentul Mircea Diaconu a obținut 14%, aproape dublu față de PNL, partid din care a făcut parte până luna trecută. Diaconu a obținut scoruri mai mari sau egale cu PNL și în Fălticeni, Vatra Dornei și Câmpul Lung Moldovenesc. La Siret, alegerile au fost câștigate de PNL, care a obținut cu un vot mai mult față de PSD. PNL Suceava a realizat doar jumătate din scorul asumat de președintele filialei Ștefan Alexandru Băișanu în fața conducerii centrale a partidului. Cum liderilor PNL, care nu au realizat obiectivul, li s-a transmis că trebuie să-și depună demisia, eventuale schimbări la Suceava nu sunt excluse. Prezența totală la vot a fost de 29,52% din persoanele înscrise pe listele electorale permanente, fiind exprimate în total 170.215 voturi. Au fost anulate 10.799 de voturi, reprezentând 6,34% din totalul opțiunilor exprimate.